Hei, salutare antrenorii mei secunzi, iată, avem un episod în cariera cu Steaua și avem meci la CFR Cluj, unde ne va întâmpina bizonul Gnoiere. Să sperăm că nu se va răzbuna pe noi, pentru că l-am vândut, o să aliniem noua noastră formulă de joc cu noul stil, și anume Ivan Vârf Împins, pentru că acolo joacă el cel mai bine. Și l-am scos din acel post în ultimele meciuri, chiar de la începutul campionatului. Poate de asta suntem și în situația în care suntem în clasament, însă nu mai contează. Asta e dacă Ali Bek nu ne-a răsplătit cu mai multe goluri. O să revenim la formula cu Ivan Vârf Împins, sprijinit de Bogdan Stancu și Firmino, și doi jucătorii de valoare. Astăzi vom băga mai multe rezerve, pentru că urmează meciul cu Shakhtar Donetsk, care este crucial pentru calificarea mai departe în Europa League. Avem nevoie de cele 3 puncte în acel meci. Iată frumoasa arena din Cluj, este arhiplină. Cred că sunt și mulți steliști. Iată băieții noștri, au făcut cercul la jumătatea terenului. Vor să se motiveze. Meciul a început. Vargas pentru Tănase, mai departe combină bine cu Stancu. Vargas, puștul nostru de doar 17 ani. Să sperăm că este rezerva ideală. Perez combină bine acolo cu Boldrin. Bruno Perez este un brazilian extrem de muncitor. Iată pe Bogdan Stancu, mai departe pentru Andrei Ivan. Andrei Ivan încearcă o centrare. Tănase, prima ocazie de gol a lui Florin Tănase. Super jucătorul nostru. Ultima ediție din fotbal minut cu minut, cele 3 meciuri din play-off pentru desemnarea campioanei. Să vedem cine va câștiga campionatul, Viitorul sau Steaua București, cele două candidate. Apoi pe Ivan, doi cu Stancu, super curios. Minte respinge, acum vine cu centrarea Firmino. Clujenii sunt băgați puțin în poartă și trebuie să profităm de aceste momente. Ivan este din nou blocat, găsește pe Vâtca, acesta degajează până la Bruno Perez. Boldrin pasă cu Mensah până la Andrei Ivan, intră în care Andrei Ivan, gol Andrei Ivan. 1-0 pentru Steaua și atâta. Schimbarea mea tactică dă roade. Andrei Ivan marchează în debutul acestui meci și avem 1-0. Poate dacă jucam de la începutul sezonului cu Andrei Ivan acolo, eram prea loc în clasament, dar asta este, să ne pară rău.
Paun. Pentru Gomel. Gomel încearcă un șut, dar este brutală țări. Și 1-1. Egalare rapidă a CFR-ului Filipe Nascimento. Reușește să marcheze din corner, a fost foarte slab marcat acolo de fundașul nostru central. Țiru, Vargas, să-l vedem pe Alex Pouna. Pasează pentru Gnere, Gnere, bine pentru Cadio. Să merge, nu mai este ajuns să le... Nu fie nici de cașul CFR. Montero degajează. Andrei Ivan pasează bine cu Firmino. Firmino în dreapta, pasă și va ratează de puțin, cred că a ratat poarta. Mai bine lovea cu piciorul acolo Andrei. Era prea jos pentru lovitura cu papa. A fost destul de spectaculos. Hoș. Până la mare. Fault în atac, se dictează acolo. Intrare dură lui Bogdan Stancu. Foarte dură. Prima repriză se termină. 1-1. CFR Steaua. Am jucat destul de bine comparativ cu episoadele trecute. Se pare că dă roade tactica. Larie până la nou vie. Foarte bun de pase al Crujenilor, dar stăm extrem de bine în defensivă. Nascimento. Pasă bună cu Camora, îl găsește pe nou fier mai departe pentru Gnoiere. Nu este poziția lui Gnoiere bună, dar centrează bine și lovește cu capul. Cred că Juan Carlos a fost iată portarul nostru, Columbian Montero, este nervos pentru greșelile din defensivă care le fac fundașii noștri. Să-l băgăm și pe Florinel Coman și pe Willy de Amorim. Facem dublă schimbare. Ivan și-a făcut datoria, a marcat, a jucat ireproșabil, cât a fost pe teren. Însă avem nevoie de sânge proaspăt acolo în atac, iată-l pe Perez, îl găsește bine pe Firmino. Firmino la balon, Firmino centrează, dar văd că este foarte bine. Acest goalkeeper a fost întrecut la Steaua. Un portar extrem de muncitor. Ia să vedem mai departe, Lopez, până la Paun. Paun schimbă bine jocul și îl găsește pe Nascimento la jumătatea terenului, dar blochează bine Boldrin. Iar acum De Amorim scapă bine în flancul stâng. De Amorim întoarce bine jocul, îl găsește pe Boldrin mai departe pentru Tănase. Firmino, apără portarul, apără Victor. Încă o mare ocazie pentru Stea. Iată Mediuță. Forțează, îl introduce pe om ranit pe teren. Nascimento.
Paul. Mai departe pentru Coman. Coman la balon. Un 2 cu Amorim. Apărăvut că câte ocazii, câte șuturi a scos acest portar. Câte șuturi. Cred că aveam 5-0 dacă nu era Vâdcă. Iese și Gnere care nu prea rupe gura târgului nici aici la Cluj. Nascimento, Nascimento pe trei omrani, să vedem dacă scapă pe contraatac. Nu poate pentru că Vlad Ciriceș este destul de solid. Acum Vargas. Vargas îl găsește pe Deamorim. Deamorim mai departe pentru Florinel Coman. Pătrunde Florinel, a încercat destul de bine acolo să treacă printre cei doi fundași. Paul și se termină meciul. Se termină meciul 1-1. Păcat pentru că am avut foarte, foarte multe ocazii de poartă. Este în continuare un clasament nedrept, dar sunt sigur că o să revenim în retur pentru că jucăm foarte bine ca să fim pe ultimul loc. Vă garantez că prindem și Europa League. Urmează meci greu acum cu Șahtiorul, unde trebuie să câștigăm neapărat cele 3 puncte. Trebuie să schimbăm, o să facem schimbarea tactică care ne aduce puncte. Ivan Firmino și cu Bogdan Stancu. Tănase Boldrin și Mensah la jumate. Linia de fund cred că o să rămână așa. Hai să-l băgăm și pe Anton în locul lui Mensah sau nu. Mai bine îl lăsăm pentru că joacă bine fostul Mensah acolo. Leagă extrem de bine jocul, însă urmează. Iată, Niță este într-o scădere gravă de formă, dar să sperăm că îl vom resuscita în acest meci și reușim să scoatem cele 3 puncte de care avem nevoie. Pentru Firmino, Boldrin, în doi cu Tănase. Tănase încercă un artificiu tehnic care ne poate costa, dar Țăr este foarte bine pe teren. Cred că este noul lider la Rădoi, însă acum Ivan, gol, minunea stelei, Andrei Ivan. Ce fază frumoasă! Atare acest dribling imprevizibil, stânga-dreapta. A făcut stânga-dreapta și urmează șutul. Un fotbalist extrem de tehnic și cu viteză bună. Probabil de asta mă înțeleg mai bine decât cu Denis Alibek. Alibek e jucător de gura porții, trebuie să-i dai acolo pasă, are într-adevăr un șut bun Alibek, dar ce să-i fac?
Iată-l pe Firmino. Și un început când nici nu mă așteptam. 1-0 deja și la acest scor mergem mai departe în Europa League. Pentru că ăsta este obiectivul nostru din acest an, să câștigăm Europa League. Nu vreau semifinală, nu vreau finală. Vreau trofeul. Bogdan Stan. Bogdan Stan, o fentă bună, pătrunde, dar este blocat de Diakov. Recuperează Tănase. Tănase pătrunde foarte bine în careu. Tănase greșește pasa decisivă. Tankovski. Lung de linie pentru Cardona, dar recuperăm bine. Stancu. Pasă lungă pentru Tănase. Tănase la balon. Niță iese foarte bine din poartă și deține acest balon. Pasează la Radu Ștefan, care nu prea a concretizat acest transfer și o să căutăm în continuare o soluție. Flancul stâng, recuperăm balonul prin Firmino mai departe pentru Ivan. Ivan pătrunde, Ivan în care, pasa lasă de dorit, a alergat prea mult pe Firmino. Acum centrează. Și intervenție doar a lui Mensah, intervenție de cartonaj galben, da? Pentru că a întrerupt un contraatac care putea fi extrem de periculos pentru jucătorii noștri. Așa, rămâne scorul intact, un fault inteligent al lui Fosu. Tot el este acolo la blocaj, foarte bine. Acum Țâru respinge cu capul și prima repriză se încheie 1-0 pentru Steaua. 1-0 pentru Steaua aici în deplasarea de la pe Național Arena. În ultimul meci din grupele Europa League. Meci care este dificil pentru noi, dar trebuie să câștigăm toate cele 3 puncte. Începe repriza a doua, nu schimbăm nimic pentru moment. Jucătorii și actiorului. Și iată o pasă greșită a lui Firmino. Acum tot el recuperează. Firmino mai departe. Pasă bună pentru sprintul lui. Iar lui Ivan îl găsește pe Stancu. Stancu! Ce ratare! Ce ratare are Stancu! Tănase. Pasă pentru Bogdan Stancu. Bogdan. Țăru a fost extraordinar în acest meci. Să facem și noi o schimbare. Îl băgăm pe Florin Coman. În locul lui Firmino îl lăsăm pe Ivan în dreapta. Și îl introducem și pe Popescu în locul lui Mensah, pentru care cartonașul galben și să nu riscăm să primească roșu. Degajează Țâru, foarte bine până la Coman.
Oh, mare, frumos. Caută soluție, dar nu are cu cine pasa. Acum Popescu vine la construcție, dar pierde pasa finală, iar acum Tankowski pasează în cariua Pălunițului. Ce ocază are cu 87 de ore. Mi-a stricat toate calculele acest gol. Ia să vedem într-o fază periculoasă Badie, se recuperează Popescu și pasează către Tănase, Florin Tănase. Florin Tănase urcă cu capul sus extrem de bine și pasează către Stancu, Bogdan Stancu, Florin Coman, Coman, haide Coman. Coman pasă la Boldrin. Un șut neașteptat din afara careului cu exteriorul și Ricky Boldrin. El nu face altceva decât să marcheze un super gol. A ținut bine de minge Coman aici, a așteptat momentul. Pasă și șut din prima. Asta îl numesc eu gol de generic. La acest scor cu 2-0. Și fluier final. Merge mai departe în Europa League. Bucurie pe echipul jucătorilor noștri. Ricky Boldrin a marcat un eurogol. Andrei Ivan a deschis scorul prin acel artificiu tehnic și un șut în colțul lung al porții ucrainienilor. Da, iată, Ghimaraes oricum luase bătaie. Deci ne calificam și cu o înfrângere, dar este important că am terminat neînfrânții. Iată ce fere pe primul loc. Și va urma tragerea la sorți, să sperăm că nu vom avea un adversar foarte puternic. Craiova pică cu Belenenses, adversar ușor pentru olteni. Să vedem. Ajax cu CFR Cluj și Steaua cu Sporting. Sporting Lisabona este adversara noastră, iată Botoșani întâlnește Porto. Însă noi vom întâlni Sporting, un altă duel, iată un triplu duel româno-portughez. Belenenses Craiova, Porto Botoșani și Steaua Sporting Lisabona. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și nu uitați, mâine ne vedem la emisiunea Fotbal Minut cu Minut. La revedere!